Salutare, prieteni! Suntem în parcul Valea Morilor. Am văzut că sunt mai multe, o serie de mașini aici și am venit să vedem ce eveniment este, ce eveniment are loc aici. Sunt mai multe mașini care participă la cursa internațională de rally. Sunt mai mulți tineri, mai multe mașini și am hotărât să pornesc ca să vă arăt și dumneavoastră să puteți urmări și vedea ce, pe lângă evenimentele cotidiene care se întâmplă zilnic, ce hobby sau au cetățenii noștri. Ia uitați-vă! Asta e direct de pe site-ul ăla care... Pentru iubitorii de mașini, de automobile, autoturisme, oamenii se ocupă serios cu lucrurile astea. Ia uitați-vă! Sunt foarte mulți aici. Ia uitați. Așa, spuneam că moldovenii noștri sunt săraci. Nu suntem săraci deloc. Ne-au sărăcit. Dar săraci nu suntem.
cei care sunteți prin preajmă, veniți aici, sunt mai mulți tineri, văd că pentru cineva e adrenalină, e drive, da? Adică oamenii din domeniu înțeleg, care sunt temă, da? Adică iau un limbaj mai specific, vorbesc, care sunt temă, care sunt asta. Noi suntem, noi avem alt temă, dar ne bucură că tinerii măcar sunt aici și sunt foarte mulți și sunt diferite mașini. Ia uitați-vă. Da. De care vrei? Și sunt toate sportive. De curse. Și acum o să vă mai arăt una. Aici e pasul. Iată așa, stimați prieteni. Puteți urmărești dumneavoastră din prima sursă. Pe lângă activitățile care le avem zilnice, și mai este și aici. Ia uite așa. Interesant ce are Nissan-ul ăsta sub capot. Dacă azi putem să vedem ăsta de schimb ce are. Нет, такое еще там было. Cam aceasta este atmosfera de aici, în parcul Valea Morilor. Sunt mai mulți tineri, văd acolo și o scenă. Probabil va fi și un concert ceva de seară. Eu vă salut cu drag, vă doresc o duminică liniștită alături de cei dragi. Și ne vedem curând. Vă salut pe toți!